Serviciul de securitate al Ucrainei, SBU și forțele ucrainene au efectuat una dintre cele mai mari serii de lovituri cu drone împotriva instalațiilor militare din Rusia, vizând cel puțin patru baze aeriene rusești în noaptea de 4 spre 5 aprilie. Presa ucraineană a raportat că surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, inclusiv Direcția Principală de Informații Militare Ucrainene, GUR, a declarat că SBU și forțele ucrainene au efectuat lovituri de succes asupra aerodromurilor din apropierea orașului Kursk-Eisk-Krasnodar-Krai, baza aeriană Engels din regiunea Saratov și baza aeriană Morozovsk din regiunea Rostov. Aceste surse de securitate ucrainene au declarat că loviturile cu drone ucrainene au avariat în mod semnificativ trei bombardiere strategice Tu-95MS la baza aeriană Engels, avariind două avioane Su-25 la baza aeriană de lângă Iesc. au distrus șase alte avioane și au deteriorat semnificativ alte opt la baza aeriană Morozovsk. Se pare că loviturile ucrainene au ucis patru militari lângă baza aeriană de la Yeisk și 7 militari ruși la baza aeriană Engels și au rănit, bineînțeles, și ucis 20 de militari la baza aeriană Morozovsk. Imaginile geolocalizate arată explozii și apărarea antiaeriană rusească, activându-se în apropierea tuturor bazelor aeriene, cu excepția celei de lângă Yeisk. Institutul pentru Studiul Războiului nu a observat încă nicio confirmare vizuală că forțele ucrainene au deteriorat sau distrus aeronave sau infrastructură la oricare dintre bazele aeriene. Ziua 773 a Războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ucrainene, în dimineața zilei de 6 aprilie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 446.690 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 790 de militari 24 de tancuri, 38 de vehicule blindate de luptă și 41 de sisteme de artilerie. Imaginile din satelit colectate pe data de 4 aprilie indică faptul că au existat trei bombardiere strategice grele tu 160, 5 bombardiere strategice Tu-95, un avion de transport Il-76 și un bombardier Tu-22 la baza aeriană Engels, 10 avioane de antrenament și luptă L-39, 5 avioane de transport AN-26, o aeronavă de transport AN-74, o aeronavă de transport ane 12 4 avioane Su-27, 4 avioane Su-25, un Su-30 și mai multe elicoptere K-51 și MI-8 la baza aeriană IESC și 29 de avioane, în principal Su-34, pe aerodromul Morozovsk. Ministerul Rus al Apărării a susținut că forțele Ruse au distrus și interceptat în prealabil 44 de drone peste regiunea Rostov, 6 drone peste regiunea Krasnodar-Krai și o dronă fiecare în regiunile Saratov, Kursk și Belgorod în noaptea de 4 aprilie și în dimineața zilei de 5 aprilie. Loviturile ucrainene cu drone au vizat de obicei numai baze aeriene individuale din Rusia, iar capacitatea Ucrainei de a lovi patru baze aeriene separate într-o singură serie de lovituri reprezintă o inflexiune notabilă a capacităților pe care forțele ucrainene le folosesc în campania lor împotriva infrastructurii militare ruse, a infrastructurii critice și a industriilor strategice în interiorul Rusiei. Institutul pentru Studiul Războiului evaluează că loviturile ucrainene împotriva țintelor din Rusia sunt o componentă necesară a campaniei Ucrainei de degradare a industriilor care sprijină efortul de război al Rusiei și capacitățile militare desfășurate în spatele Rusiei prin mijloace asimetrice. Forțele ruse folosesc în mod obișnuit bombardiere strategice Tu-95 staționate la baza aeriană Engels pentru a lansa rachete de croazieră KH-101-KH-555 către ținte din Ucraina, iar armata rusă avea aproximativ 60 de avioane Tu-95 în 2023. Dacă ar fi confirmată posibilă pierderea a aproximativ 5% din bombardierele strategice Tu-95 ale Rusiei într-o singură lovitură, acest lucru ar fi notabil. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la animatura. Apreciez mult asta!